Bună dimineața și bine v-am găsit. Acesta este minutul de ATEI și ne uităm pe indicele din Japonia pe un interval de timp H4, unde sesizăm conturarea unei tendințe de creștere. Se observă poziționarea tehnică pregătită parcă să marcheze un nou maxim în creștere. Este însă necesar să vedem spart rezistența de la 19.688, care mai departe să poarte prețul către următoarele regiuni de rezistență, 19.800, 19.900 și pe termen ceva mai lung, 20.000 de puncte. Din punct de vedere tehnic, ne uităm și către regiunile de suport 19.500, nivel corelat cu 19.385. Dintr-o perspectivă fundamentală, avem în vedere presiunea datelor care urmează să se publice din China, producția industrială estimată la 5,8% față de 5,7%. De asemenea, datele publicate deja din zona inflației, CPI-ul raportat în scădere la 1,3%. Presiune pe indicele din Japonia. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, zi frumoasă, la revedere!